succes mai departe! 98 de elevi din școlile mehedințene au fost recompensați pentru strădania de care au dat dovadă. Concursul de matematică Euclid le-a adus premii importante. O medalie de aur este un lucru mare pentru un elev care își dedică tot timpul liber studiului. A fost un concurs greu, a trebuit să muncim foarte mult pentru ca să avem un rezultat surprinzător, foarte bun. De când sunt aici la Colegiul Național Gheorghe Țeica, este primul la care am obținut un loc fruntaș. Concursul de matematică Euclid este unul dintre cele mai populare competiții în rândul tinerilor de liceu. Subiectele au un grad ridicat de dificultate și astfel se pot pregăti pentru examenele naționale de la sfârșitul gimnaziului. A fost destul de ușor. La Euclid este ca o tradiție să particip pentru că m-am obișnuit așa și este un concurs care mi-este foarte drag. Au fost premiați 98 de elevi din cei 195 participanți la prima etapă a concursului național Euclid. Din cei 98, putem spune cu mândrie că 10 elevi au obținut premiul întâi, respectiv medalie de aur, 12 elevi au obținut locul al doilea, medalie de argint, 8 elevi, premiul al treilea, medalie de bronz. Elevii care s-au clasat pe primele locuri vor participa la următoarea etapă a concursului Euclid. Astfel vor avea ocazia să se pregătească pentru testările Olimpiadei Naționale, care vor începe odată cu cel de-al doilea semestru.